Numerologia oferă o perspectivă diferită asupra personalității și a evenimentelor viitoare. Află ce spune despre tine și destinul tău ziua în care te-ai născut. Conform Click pentru femei, învățăturile filozofului și matematicianului grec antic Pitagora stau la baza numerologiei. Pitagora avea convingerea că lumea fizică este o amalgamare a vibrațiilor energetice ale numerelor. Nu trebuie să fii matematician pentru a explora magia numerologiei. Ai nevoie doar de un pix, hârtie și cel mai apropiat calculator. Dacă ai numărul destinului 11, un număr maestru, atunci scopul tău este de a te vindeca pe tine însăți și pe ceilalți. Darurile tale intuitive sunt rezultatul unor circumstanțe extreme de viață. Numărul maestru 22 extinde vibrațiile numărului 4. Este inspirat să fuzioneze tangibilul și intangibilul. Abilitățile tale sunt de obicei un produs secundar al instabilității copilăriei timpurii care alimentează gândirea inovatoare. Numărul 1 este relaționat cu acțiunea și inițierea. Dacă acesta este numărul tău al destinului, ai o fire independentă și abilități de conducere. Numărul 2. Ești sensibilă și intuitivă. Cauți echilibrul, armonia și îți asumi rolul de mediator care reunește forțele disonante prin bunătate și empatie. Numărul 3. Pentru tine comunicarea este primordială. Ești foarte talentată în exprimare. Munca ta îi inspiră și îi motivează pe ceilalți. Vibrația numărului 4 se concentrează pe crearea de sisteme logice care pot sprijini creșterea. Aventuroasă și nerăbdătoare, numărul 5 are un stil de viață definit prin libertate. Trebuie să experimentezi lumea prin toate simțurile. Pentru tine, lecțiile de viață se dobândesc prin acte spontane de curaj. Numărul 6 este priceput ca o vindecătoare și are capacitatea de a rezolva probleme emoționale și fizice, ajutându-i pe alții printr-o abordare simplă și blândă. Numărul 7 este orientat spre detalii și este condus de înțelepciunea interioară. Numărul 8 este ambițios și orientat spre obiective și își asumă fără efort poziții de conducere prin magnetismul său natural. Cei cu numărul 9 nu sunt străini de suișurile și coborâșurile vieții. Misiunea voastră este să-i ajutați pe alții să atingă conștientizarea spirituală. Relatează click pentru femei.ro.